înainte de a începe comisia, da? Pentru că sunt pregătiți cei care organizează un eveniment în municipiul Moineș la Sfântul Săptămânii. Au ținut neapărat să-și facă o reclamă aici în fața dumneavoastră. Artiștii de la Mareața Actorilor, care s-au ocupat de accesarea unui proiect de la Ministerul Culturii, 63 de mii de lei, pentru acest teatru sub lună. Un eveniment pe care au ales să-l organizeze la Moineș. Puteau să-l organizeze în urmă în țară, dar pentru că Alex Bolo este moinecean, este actor la teatru lui, astăzi a ales să vină să-și facă reclamă singură. Bună ziua, bună ziua! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru sprijin și pentru implicarea dumneavoastră. Moinești este orașul meu de suflet, aici m-am născut și am crescut. Iar acum sunt foarte bucuros și onorat să revin acasă cu ocazia Festivalului de Artă Teatru Sub Lună. Sperăm noi să fie ediția întâia, să avem cât mai multe ediții și să ne adunăm într-un număr cât mai mare, iar la un moment dat, cine știe, poate să devină un festival internațional unde să invităm cât mai mulți artiști, atât din țară cât și de peste hotare. Eu îmi doresc foarte mult să punem Moineștiul pe harta culturală a lumii, în tocmai cum am făcut distanța la... Ei sunt voluntarii mei, artiști încă nu au ajuns, dar sunt norocos să pot lucra cu tinerii, sunt foarte implicați, au energie, au curaj, își doresc foarte mult să ne sprijine și să facă parte din Brazla Actorilor, asociația noastră. Mă bazez pe ei. După cum se vede, au exercițiul ăsta nemișcați. E prima oară în care sunt îmbrăcați și costumați în statuile vivante, dar talentul, așa cum este aici născut în Moldova, să spun, nu doar în Moinești, este vădit și remarcat de către toată lumea. Da, eu vă mulțumesc că ați ales să fiți prezenți în momentul acesta în fața consilierilor locali și a colegilor mei din executiv și director de școli. Cu siguranță, cele trei zile la Moinești le vom sărbători împreună. Adresez și o invitație tuturor să fim prezenți la deschidere, vineri la 15:30 aici la Centrul Cultural. Și așa cum aveți fiecare câte un program, așa cum vă permite timpul să participăm cu drag la acest eveniment. Mulțumesc pentru invitare și mulțumesc că ați ales Moineștiul pentru acest eveniment. Cu mare plăcere! Bună ziua! Însă am rugămintea dacă există amendamente la toate materialele care au fost inițiate și propuse de către executiv pentru a fi dezbătute în ședința de astăzi la Consiliul Local, să le treceți prin comisiile de specialitate, astfel încât acestea să poată primi amendamente, având în vedere că nu am primit niciun fel de amendamente la materiale până astăzi. Mai exact, dacă la prima comisie se dezbate un punct și din altă comisie are de adăugat un amendament, să intervină să primească avizul și în comisia respectivă, având în vedere comisiile comune, e mai bine să, dacă ajungem la ultima comisie, să nu ne întoarcem la aviz la prima, da? Asta, despre asta e mulțumesc. Mulțumim mult! Bună ziua! Domnule primar, doamna secretar general, stimați colegi, permiteți să începem ședința pe comisie. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. A comisiei nu a făcut, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Am înțeles că domnul consilier local este online. Da. Este, da. Este conectat. Dacă ne aude domnul local, o să ne spună cum votează la acest proiect de hotărâre.
Domnul Ocaru, ne auziți? Capitan Dădănescu, numărul 18, Bacău.
Comisia de Urbanism, întrebări, discuții sau amendamente. Știți despre ce este vorba aici? Acea clădire rămasă în paragină ca urmare a mutării de acolo a Direcției de Asistență Socială. Vă spuneam că am dat la o procedură de evaluare și cu aprobarea dumneavoastră, dar pentru acest lucru trebuia o dezmembrare acolo pentru a rămâne parcarea în folosință centrului social pentru persoane vârstnice, acelei clădiri, dându-i se numai terenul la teren clădirii și 4 metri de o parte, 4 în cealaltă parte. Urmează procedurile de pentru inițierea administrației. Mulțumim. Comisia de Urbanism, dacă doriți să completați, dacă nu, să pun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. La comisie propunerea care se dă de domnul Bloc. Spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică. Discuție, întrebări. Dacă nu sunt, spune proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Vom vota împotrivă. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării unor bunuri imobile, teren de uz și interes local și adresarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului Măinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, aici vă rog. E vorba de două terenuri. Unul pe strada Atelierelor, între uzina Dipeti și următorul sediu al complexului Carrefour, care deja este pe ordine de zi pentru aprobarea puzului. Cu această ocazie, când s-au făcut puzul, când ar trebui să cerem, să consultăm publicul din zona respectivă, am constatat că acel teren, de fapt, e cam al primăriei, nu avea nimeni de documente. Și atunci am început procedura de identificare a acelui teren și iată că astăzi venim în fața dumneavoastră să declarăm de uz și de interes local. Vom stabili la momentul potrivit ce vom face cu el. De asemenea, pe strada Măgurii era un teren care a aparținut cooperativei de consum, se chemaia pe timpul înainte de 89, au avut acolo niște depozite, după cum știți cu toții, la momentul când demolează sau străinează, terenul revine a primăriei. Când vin un teren în paragină, imediat am constatat și acolo că nu îl întreține nimeni, am mers la OCPI, am investigat și iată astăzi, din el pe ordine de zi, să-l atestăm și pe acesta. Mulțumim, domnul primar. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Poftim, doamnă consilier. Având în vedere că prin proiectul de hotărâre sunt identificate două categorii de terenuri, unul în suprafață de 1042 metri pătrați și unul de 2545 metri pătrați, care reprezintă drum public 2545. Vă propun ca suprafața de 1042 metri pătrați să fie trecut în domeniul privat, iar drumul public în domeniul public. Acum ne dăm doar de interes local, pentru ce le facem în înregistrarea, uz și interes local. Voi veni cu o hotărâre exact ce vom decide să facem cu ea. Uitați ce spune proiectul de hotărâre. Privind aprobarea declarării unor bunuri imobile, teren de uz de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului Măinești, județul Bacău. Și ce spune dumneavoastră? Să le trecem? Să trecem drumul public în domeniul public, da. Și terenul. De ce îl considerați un drum public? Pentru că e interes public și nu cred că va fi vreodată de interes privat. Deocamdată are niște conducte și rețea că el nu cred că va fi de interes privat la momentul ăsta. De ce să vină atunci? Poate se cere o extindere de parcare a unuia dintre agenții economici să meargă și un pas. Un drum public? Dar nu e un drum public, v-am spus la ora asta. E un teren care l-am identificat. Dar în inventarul va produce și o casare a unei sume, e mai mult decât din la primăria unui.
în inventarul anexat proiectului de hotărâre scrie drum. Și conform legii 213/1998, acolo sunt precizate bunurile publice care spune fețe, târguri, ocupare, drumuri, sistemele de alimentare cu apă, cu gaze, cu energie electrică, acestea rămân publice. Dacă hotărâți majoritatea să treacă în privat? Nu este un drum public, este o cale de acces la celelalte cărți funciare, așa cum ați văzut, sunt identificate pe celelalte proprietăți. Deci, efectiv, în vecinătate sunt toate cărți funciare, aparținându-le persoane fizice și din punctul acesta de vedere este un acces. Având în vedere zona industrială de acolo și o parte, zona industrială comercială va deveni, pe de o parte că este această activitate la defecte cu microbuze, cu pe de o parte cealaltă comercială, poate să vă luați o solicitare de ceva. De ce să nu pregătim, să fim pregătiți pentru orice? Vă spun că nu va fi o licitație să se apute cineva de făcut casă de acolo sau altceva. De acord, nici nu m-am gândit la așa ceva. Atunci vă propun modificarea inventarului și scrieți cale de acces, nu drum. Da, da, dacă scriu cale de acces, astăzi nu poate fi la un moment dat licitat, scos la licitație pentru închiriere sau pentru că acea cale nu putem păstra 12 metri sau puteți da pentru cale de acces. Poate face și o parcare. Sigur, voi modifica anexa până la semnarea hotărârii. Deci eu vă argumentez din punct de vedere juridic, pentru că legea prevede drumuri naționale, drumuri județene, drumuri comunale, drumul de interes local. Și atunci, fiind drumul inventat, fiind drum, are un anumit regim juridic. Nu că m-am gândit eu că vă vor construi case sau mai mult. Dar nu m-am gândit la așa ceva. Eu fiind membru al Comisiei Juridice, am zis să așezăm acest proiect de hotărâre în limitele juridice. Mă răspund. Da, mulțumesc. Dacă îmi permiteți, am și o intervenție scurtă ca să putem să rămânim aspectul căii de acces. Că acolo este un culoar de conduct. Exact. Care nu poate deveni care de acces în acepțiunea care de acces ea poate deveni. Va rămâne ca un culoar care nu se poate folosi decât pentru acces la eventuale remedii. Deci eu mai am acces. Atât. De acord, domnul Ghiob, dar nu scrieți în inventarul bunului drum, că drumul are un anumit regim juridic. E gata, ați spus, doamnă. Da. Da. Da, mulțumesc. Alte intervenții? Dacă nu spunem proiectul la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abținere? O abținere. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moineș, județul Bacău. Comisia de Urbanism. Întrebări, discuții, amendamente. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, spune proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, punem proiectul la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă, abținere. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării unor bunuri imobile, teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism. Cum și studiuții a făcut această actă de finanțare de la guvern, proiectul Vasile Salimini, pentru că avem o perioadă scurtă în care trebuie să depunem proiectele 45 de zile de la apariția în cel oficial, acest lucru s-a întâmplat de pe data de 17, deci deja a curs de timpul ăsta. Deja suntem într-un contract cu o firmă care realizează SF-ul cu devizul la cele 5 sau 6 poduri care sunt
aici. E vorba de podurile de pe strada Martir Corea 2, unul de pe strada Republicii, unul de pe Bradului, unul de pe 1 mai la capăt, unde l-am făcut pe cel de la Niță, mai avea accesul către 1 mai capăt și cel mai mare de aici este podul de la Vezărie, deci George Corbu, care trebuie demolat și refăcut din nou. Pe celelalte nu se poate intra cu autovehicule de mare tonaj. Am avut strada Bradului, discuție anul trecut, care apă și canal pentru a fi asfaltată și din cauza accesului pe pod a mașinilor de tonaj s-a putut. De-aia am ales la prima etapă pe acest program să depunem acest pachet de proiecte pe poduri, urmând ca dacă axa urmează și la anul viitor să merge și pe infrastructură rutieră. Mulțumim mult. Comisia de urbanism, dacă mai aveți ceva de comentat, de adăugat. Dacă nu se cum proiecte la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind repartizarea 3 locuințe construite prin ANR, situate pe municipiul Mâinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții, amendament. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Potrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. O abținere. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mâinești, numărul 99 din 30.06.2021. Comisia de urbanism, întrebări, discuții, societatea. Vă rog. A fost necesară o completare a statului de funcții și a organigramei Direcției de Asistență Socială, deoarece a fost semnat act adițional numărul 2 la contractul de finanțare și în opinia finanțatorului a fost nevoit să efectuăm niște modificări. De asemenea, în procesul de licențiere am primit adresa Ministerului Muncii care ne-a solicitat să mai înființăm un post de asistent social pentru partea de cantină socială, un serviciu înființat prin hotărârea precedentă, pentru a putea îndeplini condițiile de licențiere conform standardelor. Acestea sunt modificările, au fost cele solicitate și, prin urmare, ar trebui să ne conformăm actului adițional și am propus modificarea de statul de funcție și pe organigram. Mulțumesc! Mulțumesc și nu. Comisia de urbanism, dacă nu veți adăuga ceva, dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc! Comisia economică, dacă aveți întrebări. La Comisia economică, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări? Doar o singură lămurire aș dori. Prin hotărârea Consiliului Local 99 din 30.06 s-au aprobat 168 de puncte. Actualmente se solicită 169. Deci nu e o greșeală, da? Nu, nu. Exact despre asta v-am spus. Este notificarea Ministerului care ne-a obligat să înființăm o funcție de asistent social în vederea licențierii serviciului cantină socială. Asistenții personali fac parte din statul de funcții? Da. Sunt, dar nu au intrat ca și anexă în aprobare acum, pentru că sunt o anexă distinctă în cazul funcției de asistență socială. La hotărârea respectivă și la ei nu v-au fost modificat. Înseamnă că acesta este... Doar structura pe proiecte. Înseamnă că acesta este motivul pentru care avem o diferență între
organigram a 269 și sfatul de funcție cu 79. E diferența de 9.000 asistenții personale, 90 asistenții personale. Da, da. Da, mulțumesc. An de intervenții. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind contribuția municipiului Moinești la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021. Trebuie să fac o mică mențiune aici. În 2017, Consiliul Local Moinești nu a mai citat nimic la Consiliul Județean privitor la aceste subiecte. Ne-am judecat cu dumneavoastră, odată am câștigat, odată am pierdut. Astăzi suntem în situația de a aloca o sumă de 10% din întreaga cheltuială. Consiliul Județean a dat un procent de 50%, dar în lege scrie de până 50%. Pentru a evita un conflict cu Consiliul Județean și chiar de a reloca aceste persoane care sunt astăzi copii în centre de plasament să le trimit acasă în românește, am găsit și vă propun acest procent să-l aprobăm. Mulțumim. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții, adăugă. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia de urbanism, discuții. Din punct de vedere juridic, proiectul de hotărâre spune că noi contribuim pentru anul 2021. După cum știm, actele administrative nu pot să retroactiveze. Din 2021 mai avem în octombrie, noiembrie și decembrie. Ce facem? Plătim pe tot anul sau plătim pentru diferența rămasă până la sfârșitul anului? Dar s-a propus, așa cum ați văzut în hotărâre, să încheie asocierea, această asociere, care nu mai există, municipiului Moinești, județul Bacău, în vederea finanțării acestor servicii, efectiv de protecția persoanelor cu handicap în centrele de tip rezidențial, efectiv organizate de către județul Bacău, și am propus pentru tot anul această sumă, care deja este o sumă infimă față de costurile propuse și solicitate și aprobate prin hotărârea Consiliului Județean la nivelul județului pentru toate localitățile. În urmă cu două luni și acolo și am vorbit și cu primarii, pe loc la Bucur și Onești, și ei sunt în jur de 10, 15, chiar și 20%. Dar tot în această formă. Ca principiu este foarte bine. Faptul că am scăzut de la 50% la 10%, iar este foarte bine. Însă, această sumă nu este prinsă în buget. Conform la următoare rectificare. Bun. Conform legii 273/2006, în buget trebuie cuprinse sume pentru activități aprobate legal. Deci, în buget prindem suma ulterior. Da. Cum facem când plătim retroactiv aici? Că noi o hotărâre de Consiliul Local... Dar nu e retroactiv, că sună pe anul 2021. E pe tot anul. Da, dar calculul este făcut lunar. Nu știu dacă se face... Nu cred că există un protocol undeva care să spună că... Vedeți că totuși documentul spune că plata se face până pe data de 25 ale lunii. Pentru factura emisă, dacă îmi permite, domnul consilier, în fiecare an sau procedura din anii anterior, întotdeauna în fiecare an, hotărârea de Consiliul Județean a fost dată undeva la nivelul lunii iunie, se încheie contractul de asociere și se plătește după hotărârea Consiliului Local, retroactiv ianuarie-septembrie sau ianuarie-octombrie. Factura va fi emisă sau actul prin care se va calcula suma va fi emisă după contractul de asociere. Ca procedură economică, aveți dreptate, ca procedură juridică, eu vă spun că actele administrative nu retroactivează. Deci, mulțumesc. Dacă îmi permite, în capitolul 6, obligația părților, în contractul de asociere, care este parte din acest material de ședință, stipulează
Pentru perioada ianuarie-august 2021, plata se va face până la data de 30 septembrie 2021. Deci... Așa este propus și de către județul Bacău. Dar prin hotărârea județului Bacău, care a fost inițiată la societatea anului, pentru toate localitățile. Da, eu v-am venit cu un argument juridic, dumneavoastră... Da, o să analizăm cum face la Direcția Economică. Mulțumesc. Alte intervenție, dacă nu spunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Abținere. 310. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Asociația Breasla Actorilor Românești în vederea organizării Festivalului de Artă Teatru sub Lună și a cheltuielilor aferente. Ați văzut prezentarea din înaintea începerii ședințelor de comisii. Avem și noi o contribuție de 8.000 de lei pe lângă cei 63.000 de care această asociație a adus-o de la Ministerul Culturii. Cred că merită această sumă și sunt sigur că va avea un impact pozitiv, nu numai la nivel de municipiul Moinești, ci deja tot din Bacău, Florin Zărcescu, moineștean, lăuda că Moineștiu a devenit capitala culturală a județului. Mulțumim, domnul primar. Comisia de Urmărit vă întrebări discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt spun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări? Vreau doar eu să dau prezent unul dintre acele proiecte care ar trebui votate cu ambele mâini și dacă cumva în viitor nu vor avea disponibilitate la această sumă de la minister, poate nu sprijinim ca să aibă o continuitate. Așa cum am făcut și cu prezentarea de fiecare, care are loc pe data de 8-9 septembrie, să dea domnul să cu trei, să rugăm, să scadă coeficientul de infectare, să putem ține și acel festival de film care deja este programat și finanțat din bugetul local, pentru că știți cu toții că inițial așa a plecat, într-o finanțare de la Ministerul Culturii și astfel suntem în proceduri pentru un bani de la bugetul local. Alte intervenții? Dacă nu, spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 14. Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului referitor la documentația de urbanism, plan urbanistic zonal, construire centru comercial, parcări, racord stradal, amenajarea accese, drumuri de circulație incintă, împrejmuiri, piloni publicitare, panouri publicitare incintă și patrate, tranșament de utilități, amplasare post, trafo, amenajare provizorie, organizare de șantier, în strada atelierilor numărul 144, municipiul Moinești. Aceasta este o primă etapă din aprobarea planului urbanistic zonal respectiv consultarea populației din zonă. Urmează ca documentația să fie înaintată la Consiliul Județean la Comisia pentru avizare și să revenim în Consiliul Local. Iată că se conturează ceea ce era doar o discuție undeva la începutul anului. Dacă va trece acest plan urbanistic zonal, urmează autorizația de construcție, deja autorizația de desființare a clădirilor este în curs de eliberare, au depus documentele săptămâna trecută, proiectul de demolare. Cred că este și redactată deja. O să o dăm, o să înceapă demolările, deci cu siguranță în curând și construcția. Dumnealor, vreau transmis, n-am un personal cu reprezentanții sau plan, dar spun că de la momentul eliberării autorizației, în 6 luni, tot clădirea va fi construită. Mulțumim tare mult. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții, amendamente. Dacă nu sunt sub proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, votul la consiliar. Mulțumesc, domnule președinte. Totuși, care este societatea beneficiară? Văd acolo
10 euro pe departament, SRL pentru Bat-Sierfom. Sunt împreună pentru că la momentul de față Bat-Sierfom au un contract, un precontract. La momentul obținerii autorizației de construcție se va finaliza contractul de vânzare-cumpărare. Sub teama că nu vor putea obține după planul urbanistic zonal autorizație de construcție, au făcut doar un precontract. De aceea sunt în documentul depus la primărie, sunt amândoi. La momentul autorizării, promovare de bazării. Deci, la data de astăzi, tot Bat-Sierfom este proprietar terenului. Eu partid în contract, dar o parte. Da, bine, mulțumesc. Da, nu este integrat la citadină. Probabil au fost să aibă siguranța autorizației de construcție și a planului urbanistic zonal, doar aici. Da, mulțumesc. Altă intervenție. Dacă nu mai sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Nu. În unanimitate. 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Urgență Moinești. Vă rog, la acest punct o să se voteze pe buletine și liderii de grup să propună sau propună componenta. De ce venim astăzi cu acest proiect de hotărâre în fața dumneavoastră? Este un ordin de ministru. S-au schimbat condițiile ca membrii Consiliului de Administrație și s-au schimbat câteva condiții și să gestionească nivel de studii. Nu pot face parte din Consiliul de Administrație decât medici, juriști, economiști, ingineri sau cam atât cred. Faptul că la această oră cei care sunt în Consiliul de Administrație nu au aceste studii superioare de lungă durată cu licență și o vechime de 5 ani, am venit în fața dumneavoastră cu noi de propune, cu propunerea de a iniția acest proiect de hotărâre să constituim Consiliul de Administrație, dar acolo mai menționează strict că unul din reprezentanții Consiliului Local trebuie să fie un economist cu 5 ani de chime în domeniu. De aceea, vă rog propuneri. Din partea grupului ELN, propun pe domnul inginer Pio Cornel și pe doamna economist Mihaela Ducat. O să ne mai propune. Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac câteva precizări care zic eu că prin bine. Condițiile prevăzute de ordonanța 18 din 30-a 8, dacă trebuie să le știm cu toții, mi-ați tăiat microfonul? Cred că le știm cu toții. În schimb, dacă noi votăm, mi-a plăcut exprimarea domnului Breacă. Din partea grupului PNL, propune pe domnul Ghiob și pe doamna Duca? Da, dar nu este propunerea este din partea PNL, nu din... Am înțeles. Doamna Duca face parte din grupul de consilieri PNL? Propune din partea PNL, deci propune un membru PNL. Bine, atunci eu vreau să vă spun următorul aspect. Noi dacă introducem un Consiliu de Administrație, un om care nu face parte din Consiliul Local, creăm un precedent periculos pe viitor pentru faptul că legiuitorul, dacă nu avea în vedere ca cei doi membri în Consiliul de Administrație să fie, spunea că, reprezentanții Consiliului Local. Păi, domnule, dacă sunt reprezentanții Consiliului Local, înseamnă că și reprezintă Consiliul Local. Păi și atunci, dacă reprezintă Consiliul Local, o regulă de bun simț spune că trebuie să fie membru al Consiliului Local. Nu,
Dacă spuneam bine vreodată... Eu așa o interpretez. Reprezentat a fost și până acum, doamna mea, nu știți. Da, da, da. Am înseamnă că n-a fost o greșeală așa. Deci, eu așa o interpretez de punct de vedere juridic. Dacă dumneavoastră interpretați asta, vă dați în consecință. Dacă aveți propunerea unui economist din Consiliu cu ceea ce v-am spus 5 ani de prime și aia, Nu am propuneri. Eu am, totuși, cred că se creează un precedent periculos și atunci nu mai văd rostul Consiliului Local, că va veni un alt primar care va spune să unim alții din afară. Vă asigur că nu vine Bine, toți avem un parcurs al pe da, cu siguranță. Da. Conform articolului 87 din legea 95, știu foarte bine, știu pe din afară. Sunt reprezentanți numiți de Consiliul Local. Numiți de Consiliul Local. Asta nu îngrădește dreptul Consiliul Local de a numi din executiv experți și specialiști care să definească aceste condiții. Corect. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar tocmai vă vorbeam de un precedent periculos. Nu de o interzicere legislativă. Nu de o interzicere legislativă. Și trebuie avut în vedere atribuțiile de serviciu al doamnei Duca să nu intre la materie, fiind o contabilitate bugetară și acolo, de-aia am ales că e cineva care e făcut agrep cu unitatea spitalicească și zic eu că e de bine, pentru că va fi aici tot timpul când este nevoie de o lămurire ca să călătorească ce a discutat în Consiliul Local, Consiliul de Administrație de domnul Duc, ce se propune să vină chiar și cu ordine de zi la Consiliul de Administrație. Da. Dacă așa vă dorește Consiliul Local... Chiar numirea doamnei director economic, poate că era, dar bugetul este semnat de dumneavoastră ei și atunci când se execuția setată și așa se merge mai mult. Bine, dacă așa considerați majoritatea... Mulțumesc. Haideți, da. Politicile de vot, da? Sunt votat? Sunt alte intervenții, dar vreau să pun la vot propunerile propuse și proiectul ordinii proiectul de hotărâre numărul 5. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Abțineri. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind alungarea creșii primii pași la centru bugetar Școala Gimnazială Ștefan Lucian Măinești. Haideți să lămurim o situație aici. Deci a apărut în sfârșit legea prin care sunt finanțate cheltuielile pe creșturi. Aproximativ 15.000 de lei pe cap de beneficiar, pe copil. În același timp, legea apare că până la data de 1 octombrie, dacă Consiliul Local dorește să amendeze această creșă la un centru bugetar care are componență și grădiniță cu program prelungit, pentru că acestea au acreditare de funcționare. În același timp, aceste creșe pot rămâne opțional și la Consiliul Local, dar la momentul ăsta nu a apărut metodologia de aplicare a acestei legi, care are 30 de zile de la data publicării. Sperăm să apară cât mai curând. Am avut discuții cu primarii din Lupeni, din Roman, din Pașcani, din Aljud, Onești, Bubuș, localități apropiate. Nu m-am dus către reședințe de județ, să vedem și dumneavoastră cam ce opțiune au. Având în vedere că la această oră n-a apărut metodologia de aplicare, dar în lege scrie clar că vor fi finanțate unitățile de creștere doar care sunt acreditate. În momentul de față, la nivel național, nicio creștere nu are acreditare pe partea didactică. Ca să faci o astfel de acreditare, poate dura 2-3 ani. Asta ar însemna că în acest timp să nu primești acea finanțare de 15.000 de lei, ci ar însemna vreun milion de lei la municipiul Măinești și să cheltuiești acest bani tot din bugetul local. De aceea, astăzi, vin în fața dumneavoastră cu această hotărâre, pentru că trebuie dată până pe data din 1. Chiar înainte de a începe ședința, am mai avut o discuție cu doamna Goca de la Inspectoratul Școlar și cu doamna Ida Vlad, doamna Inspector Școlar General, care i-a spus că această hotărâre se aprobă astăzi, pentru că trebuie până la 1 octombrie. Dacă prin metodologia de aplicare creștere pot rămâne
și pe pot fi finanțate cu acești bani și pe momentul pornirii acreditării. Această hotărâre, cu această hotărâre voi veni în fața dumneavoastră pentru ca să o aprobăm și să rămână pe ăștia tot în subordinea Consiliului Local a Primăriei Municipiului Noinești. Cred că așa este mai bine, pentru că e o problemă cu partea de asistență medicală care nu este finanțată dacă pleacă la grădiniță, ci trebuie să fie finanțată de Direcția de Sănătate Publică. Am avut o discuție cu doamna director Arim, care nici dumneai nu știa când a apărut metodologia de aplicare. De aceea vă spun că astăzi vin cu hotărârea, dar s-ar putea să venim la o ședință următoare să o și aprobăm. Dar trebuie dată în teme. Știți cu toții că am mutat din acea creștere, din acea locație, cele trei grupe de grădinițe în școală, în grădinița nouă. O grădiniță modernă, cu mobilier, cu echipamente IT, ce trebuie. În sediul creșei, la parter, prin lucrările executate de Direcția Domeniul Public, pentru achiziție de mobilier, de galozele, de tot ceea ce trebuia, astăzi, la 35 de beneficiari, avem 85. Chiar că sunt făcute dosarele, începând cu 1 octombrie, vor fi aproximativ 45-50 de copii care vor veni la creșă. Asta înseamnă ca părinții să poată merge la un loc de muncă, înseamnă un venit la bugetul local. Acesta este proiectul de hotărâre. Vă rog să-l trecem astăzi în această formă și cum apare metodologia, cum vedea cei de rog. Mulțumesc, Comisia de Urbanizare, dacă mai aveți întrebări. Dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia de Verificare, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Ședința de comisie a luat sfârșit, urmează o pauză, după care ședința de plen. Da, putem începe. Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de 29 septembrie 2021 s-a efectuat prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 546, completată cu dispoziția numărul 660/2021, cu respectarea prevederilor articolului 133 alineatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ. Voi informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 18 consilieri din cei 19 validați în funcție, în sala de ședință, domnul consilier Mocanu fiind conectat prin mijloace online. În conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 57/2019 prin codul administrativ, pentru aprobarea proceselor verbale întocmite la ședința de Consiliului Local în rândurile anterioare, consult plenul dacă există obiecții sau completări asupra conținutului acestora. Nefiind obiecții, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 30 iunie. Cine este pentru? Îmi cer scuze. Poate a fost un moment de neatenție. Vreau să fac câteva aprecieri în legătură cu toate cele trei procese verbale. Spuneți, domnul consilier. Stimați colegi, la finalul acestei ședințe, noi împlinim un an de când activăm ca și membri Consiliului Local Moinești. Consiliul Local, actualul Consiliul Local, s-a constituit în luna octombrie 2020. Motiv pentru care vreau să vă felicit pentru întreaga activitate, care a fost și cu bune și cu mai puțin bune,
În schimb, ar trebui pe toți să ne ocupe, să ne preocupe legalitatea activităților pe care le desfășurăm. Eu, în acest an, nu am putut fi de acord cu toate procesele verbale de ședință și aș dori să fac câteva precizări de ce nu pot fi de acord. Pentru faptul că eu nu vorbesc în calitate de persoană fizică, ci în calitate de jurist și de membru al comisiei juridice. Și ar trebui ca eu să fiu interpretat că vreau și binele dumneavoastră din punct de vedere juridic și cumva să prevenim anumite greșeli legislative și să beneficiem de o anumită protecție juridică, pentru că sunt niște aspecte care uneori sunt pe lângă lege. Și eu vă dau câteva exemple la procesele verbale, pentru că putem să remediem pe viitor, astfel încât poate să poată fi votat. În primul rând, Consiliul Local, să luăm exemplu astăzi, s-a constituit în baza dispoziției domnului primar. Este obligatoriu ca în dispoziția de convocare să se prevadă și posibilitatea participării la ședința de Consiliu Local online. Pentru că altfel, domnule, nu justifică votul online. Deci, în dispoziția de convocare să se prevadă și posibilitatea votului online. În unele procese verbale, uneori doamna secretar general, alteori președintele de ședință, propunea la începutul ședinței ca votul celor care nu sunt prezenți în plen să se desfășoare online prin vot telefonic. Stimați colegi, votul telefonic nu este prevăzut de nicio lege din România și dacă stipulăm un procesul verbal, nu pot fi de acord cu această prevedere ca să fiu de acord cu procesul verbal. Un alt aspect. Știți foarte bine câtă contrazicere a fost cu votul secret privitor la persoană. Văd că astăzi se votează cu buletine de vot. Asta e un lucru foarte bun și poate intrăm în legalitate începând de astăzi, pentru că așa prevede articolul 139.7 și următoarele din codul administrativ. Un alt aspect. Eu vreau să vă spun că am pus codul administrativ în stânga, dreptul administrativ în dreapta și vă spun cu toată responsabilitatea, niciunul dintre președinții de ședință care ați condus ședințe de Consiliul Local până astăzi nu ați respectat procedurile prevăzute de lege și în consecință hotărârile de Consiliul Local nu îndeplinesc condițiile de valabilitate, care sunt cele patru, le-am postat pe grup. Legislația mai prevede că pe primul punct al ordinii de zi este aprobarea procesului verbal pentru ședința anterioară. Ce aprobăm noi astăzi? Proces verbal din 36-a, din 15-a, 7-a. Deci sunt procese verbale de o perioadă îndelungată care trebuiau aprobate la timp. Eu nu vreau să vă supăr, nu vreau nici să vă răpesc prea mult din timpul dumneavoastră. Am foarte, foarte multe argumente în ceea ce privește legalitatea proceselor verbale și atâta timp cât procesele verbale cuprind aspecte și proceduri ilegale, nu pot fi de acord cu un proces verbal. Vă mulțumesc! Da, cu 36-a astăzi. Deci 36-a are două probleme. Prima problemă. Este prea multă toaletare acolo, prea multe fraze puse de cel care îl întocmește. Adică procesul verbal, ce spune președintele de ședință, așa trebuie să fie considerat în procesul verbal. Dacă toaletăm că avem un copy-paste acolo cum se desfășoară ședința, nu e bine. Asta e fals intelectual. Ceea ce pui în plus față de ceea ce se întâmplă. Apoi,
Avem la punctul 16 din 30 așa să un vot secret, care eu v-am spus că votul pe tabletă nu este vot secret, și rezultă de acolo 16 voturi din 19 prezenți. Eu atunci știu că am precizat că nu particip la această procedură electronică pentru că nu se respectă legea. Nu mai știu care sunt ceilalți doi colegi, dar avem o problemă. În procesul verbal, la un vot secret, votează 16 consilieri din 19, dar nu spunem ceilalți trei, cine sunt, ce au votat. Păi dacă este vot secret, de unde să știm care sunt ceilalți trei? Și nu este nicio incompetență, pentru că hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi. Și scrie exact câte voturi la fiecare redactare a hotărârii, în partea de jos, este cvorumul, numărul de voturi pentru numărul împotrivă. Nominal, cine n-a votat? Noi nu avem de unde să știm atâta vreme cât este vot secret. Doamna secretară, știți că vă stimez, dar sunteți jurist. Deci odată ce avem o prezență în sală de 19 consilieri locali, în momentul în care am spus cum s-au exprimat voturile, întrebăm cine n-a votat și atunci spunem că nu au participat la vot. Permiteți în doar secund. Vorbim de istorie. Hai să vorbim de prezent și viitor. Păi s-a văzut astăzi pe mașa aici cu buletinele de voturi pregătite, vom merge pe această cale de aici încolo. Doi, am avut o prezentare zilele trecute, o prezentare zilele trecute în această sală, a unei firme. Vă spuneam la ședința trecută că ne dorim ca fiecare consilier local, această sală, de fapt, nu va fi doar pentru Consiliul Local sala, pentru diferite conferințe și altceva ce mai tin, va avea un microfon în față, un microfon modern, așa cum sunt sălile de ședință, o unitate centrală, un sistem de sonorizare și mai mult decât atât, un program prin care, în 10 ore de la terminarea ședinței, va fi redactat procesul verbal cuvânt cu cuvânt de către acest program. Nu mai este cazul să mai fie cineva să stea, să asculte, să redacteze scripting pe aia să-l vadă la calculator. Calculatorul va face acest lucru și în maxim 10 ore de la momentul ăla vom avea procesul verbal. Așadar, nu va mai fi nicio întârziere a procesului verbal până la ședința următoare să nu fie pe ordinea de zi. Nu vom mai avea comentarii sau să negăm peste o vreme ceea ce n-am spus sau am spus, pentru că va fi consemnat în aceste ne mai întoarcem, mai căutăm vinovați, pierdere de timp. Haideți să mergem pe această cale și eu zic eu cale bună. Mă bucur că dumneavoastră să-mi dați dreptate. Asta am intenționat și eu. Să tragem linia astăzi și când intrăm un al doilea an de mandat, să încercăm să facem legal. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți să știți că eu nu consider închis acest subiect, la emiterea dispoziției nici primarul municipiului, nici secretarul general nu cunoaște posibilitatea consilierilor de a fi prezenți în sala de ședință, solicitarea de conectare online a domnului consilier Mocanu a fost făcută ieri, motivată pentru că are un caz de urgență, este în gardă, profesia dumneavoastră nu permite participarea fizică în sala de ședință. Prin urmare, nu aveam cum să prevăd că vreunul din dumneavoastră nu veți participa fizic la această ședință și veți solicita o conectare online. În ceea ce privește votul telefonic, care de asemenea s-a întâmplat tot la domnul consilier Mocanu, liderul de grup a propus votare telefonică, respectiv întreba telefonic, v-a solicitat acordul, tot Consiliul Local a fost pentru. În ceea ce privește cosmetizarea proceselor verbale, nu se completează procesele verbale decât punctele complete pe ordinea de zi, care sunt omise la citire atunci când se prezintă ordinea de zi. Pur și simplu. Deci, supuneți la vot oricare dintre dumneavoastră, sunteți la președinția Consiliului Local, punctul 1 pe ordinea de zi. Păi, este clar că la punctul 1 pe ordinea de zi trebuie să redactez conținutul punctului 1 pe ordinea de zi. Altceva nu se completează. Există înregistrări video. Doamna secretar. Domnul consilier, dacă îmi permiteți, n-aș vrea să intru în polemică cu dumneavoastră. Nu, dar nu intrăm în polemică.
Adică doar vreau să vă spun că eu nu am spus ca domnul primar să prevadă în dispoziție ca domnul Botcanu sau alt consilier local să intre online, ci se prevadă în dispoziție posibilitatea ca virgulă consilierii locali care nu pot participa la ședință să poată intra pe aplicația Zoom. Posibilitatea, nu spunem că Marginea Popescu, Coțu Popescu intră online. Trebuie cuprins în dispoziția de convocare. Având în vedere faptul că nu există un grad de incidență care să ne oblige să faci, să organizăm această ședință online, consider că prezența în sala de ședință este obligatorie la consilierul local. În ceea ce privește tardivitatea aprobării proceselor verbale din 30-a, 15-a, 7-a, amintiți-vă că la ședința din luna precedentă ați aprobat modificarea acestora conform solicitării dumneavoastră, domnule consilier. Dumneavoastră ați fost cel care a ridicat obiecțiuni asupra conținutului proceselor verbale și atunci s-au retras de la aprobare cu obligativitatea completării conținutului acestora în funcție de solicitări și cu obligativitatea supunerii următoarea ședință ordinară a aprobării. De acord. Și acum, dar la ședința anterioară n-a fost prima ședință după 30-a 6-a. Să le ținem șansa, mă ducem în eroare. Da, cred. Iar în ceea ce privește conținutul proceselor verbale, dacă vreți să verificați cele specificate de către mine, vă rog să mai studiați filmările. Eu le studiez. Dacă doriți, vin cu la dispoziție și știu ce spun. Da, hai să zic eu. Din să înțeleg că de filmașul dumneavoastră le studiați? Nu, nu iau în mod legal. Deci, supun la vot procesul verbal la ședinței ordinare din 30-a 6-a. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Supun la vot procesul verbal la ședinței ordinare din 15-a 7-a. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Supun la vot procesul verbal la ședinței ordinare din 26-a 8-a. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară propusă de către executiv. Da, vă rog de altă dată să specificați rezultatul votului pentru că așa trebuie de aici. Rămâne Am înțeles. Punem la vot. Ordinea de zi și ordinea de suplimentară. Cine este pentru? Ordinea de zi aprobată cu majoritatea votului. 19. Proiect de hotărâre numărul 4. Vot. Comisia de organizare. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Și ridic. Aș vrea să menționez un lucru de unde acești bani la o rectificare pozitivă în această perioadă. Pentru faptul că de la bugetul statului de prin alocarea de sume prin Consiliul Județean, prin Direcția de Finanțe, de fapt, după un calcul pe care îl aplică dumnealor, a primit suma de 48.000 de lei, da? 41.000 de lei. Iar un lucru îmbucurător este că aproape 700.000 de lei sunt plus la venitul local. Mai mult decât am prognozat la începutul anului. Acesta e un lucru bun, înseamnă că sunt vinișori și la încasări și avem și acest plus. Vă rog, doamna, spuneți-mi de toate. Vă rog, avem încasarea cotelor din impozitul privenie, da? 591.000 de lei și 100.000 sunt prevăzute în buget și explicat în raport. Da. Acest lucru ne-a ajutat să putem veni cu o rectificare pozitivă, să cuprindem câteva lucrări și investiții care ne sunt necesare în perioada imediat următoare, având în vedere apariția prorogamului Angel Sadigni și urmează PNRR-ul, poate dacă Dumnezeu. Alte discuții? Alte discuții? Da. Da, din studierea rectificării bugetare propuse de dumneavoastră astăzi, sunt venituri de 782.000 de lei,
Zic eu că un aspect negativ este faptul că niciun venit nu este din venitul propriu. Ce sunt numai cote defalcate din impozitul pe venit 691.000 lei, sume defalcate din TVA 41.000 lei, transferul 50.000 și doar atât. În ceea ce zic cheltuielile, ar vrea să precizez câteva aspecte. Sunt cheltuieli de 782.000 de lei, dintre care de personal 12.50.000 lei, bunuri și serviciu 769.50 lei. Când mergem pe coduri, vedem că 9.000 de lei sunt cheltuiți la alte servicii publice pe bunuri și servicii, din care furnitorii 4.000, alte obiecte de inventar 5.000, n-ar fi probleme aici. M-ar interesa la apărare și ordine publică cei 9.000 de lei pe carburanți și lubrifianți provin din modificarea prețelor, din mărirea prețelor sau din alte cauze. Apoi, la cultură, recreere și religie. Avem o cheltuială de 90,35, se propune o cheltuială de 90,35 de lei. Și văd aici salarii de bază la codul 10.0101, 12,50. S-au mărit salariile de bază sau ce se întâmplă? Vreți să vă răspund acum? Da, aici. Am înțeles. Dacă aici cu salariile de bază, 12,50 lei, aici m-aș fi așteptat să văd la rectificarea bugetară promisiunea domnului primar că, știu eu, în trimestru 3 sau 4 suplimentăm suma pentru catedrală referitor la pictură, având în vedere intervenția mea, pictura de la catedrală, având în vedere intervenția mea la ședința respectivă, nu este prevăzută, în schimb, poate o să fie prevăzută în luna octombrie sau ulterior. La o altă cheltuială, văd aici 50.000 lei la bibliotecă. Despre ce este vorba? Aș prefera să încerc să vă răspund pe măsură ce mă întrebați, că sigur că am înțeles. Da. Atunci la bibliotecă, dacă suntem aici, cei 50.000 sunt alocați la obiecte de inventar pentru procurarea jalonelor. Poate că poate să spun un coste mai bine. Nu vreau o justificare. Dacă nu există acum bibliotecă, o să vedeți ce e acolo și cum. Am fost mai mult, dar nu mai să... Da. Mergem mai departe. Da. Ținându-vă, aduc aminte faptul că în 1 iulie, la toate ședințele la care am rectificat, și în iulie, și în august, și în septembrie, am rectificat bugetul doar la venituri proprii. Am majorat veniturile proprii în fiecare ședință, motivat de faptul că încasările au fost peste 100% la unele resurse, la altele au fost 80% în toate ședințele. Adică tot ce am rectificat în cele 3 luni de perioada iulie până acum, au fost doar prima majorări ale veniturilor proprii. Înseamnă că există o creștere și la veniturile proprii. Dar am fost nevoie să mai fac o analiză, pentru că cu siguranță voi veni după închiderea la 39-a sugestia, de a ne plata la impozite și la rectificarea din octombrie, sigur vom avea majorări de venituri proprii. Acum, în principal, dacă ați venit, rectificarea, să zic așa, s-a datorat hotărârii din guvern de rectificarea bugetului de stat, prin care ne-au adus sumele astea. N-am mai mers cu analiza veniturilor propriu, însă fac asta pentru rectificarea din octombrie, când vom avea de alocat bani pentru Consiliul Județean, dacă ați aprobat la cel 10% la plata persoanelor cu handicap, pentru evenimentele culturale care vor mai avea loc în trimestrul 4. Pentru alte cheltuieli care intervin cu siguranță, vor mai fi nevoie să mai majorăm și poate de la salarii, pentru că bugetul a început de la întreiona,
a fost făcut pe funcționare oarecum un strâns ușor, ca să putem să arătăm ceva bani și pentru dezvoltare. Asta înseamnă că la foarte multe capitole, dacă ați văzut acum, poate o să ajungeți și o să mă întrebați și de salubritate, unde am putut o sumă mai mare, 50.000. Asta urmează. Da, ca să vă explic de ce. Sunt multe capitole bugetare, unde alocarea sumelor la început de an nu s-a făcut integrală pentru toate cheltuielile până la 31 decembrie. Aici este un capitol, exact pe care vă spuneam acum, unde avem contractul cu Soma pentru curățenie stradală. Nu, nu, eu știu ce înseamnă aici. M-a interesat suma de 550.000 de lei pe canal salubritate. Dacă reprezintă facturi restante, reprezintă prezumare până la sfârșitul anului? Prezumare până la sfârșitul anului. Sau, da? Bine. Da, mulțumesc, mai mult nu trebuie. Pentru primesc 4, da. Mai mult nu trebuie. Deci sigur voi veni în octombrie cu rectificare și prin venituri proprii și cu multe cheltuieli care nu sunt susținute din bugetul momentan. Mai văd aici la codul 20.0109, materiale și prestări de serviciu cu caracter funcțional, la punctul 14, 100.000 de lei. La ce capitol, la ultima pagină, la capitolul, la transport, da. După transport. La alte acțiuni. La alte acțiuni, da. Am precizat și în raport, acest capitol, la alte acțiuni, este un capitol general, din care se finanțează anumite cheltuieli, pentru care există aprobări din acte ale autorității locale, da? Dar care nu sunt foarte prea specificate. Adică, de exemplu, transportul elevilor. V-am precizat acolo. Școala Alexandru Sever este însă în reabilitare. Elevii sunt transportați de la școala Sever la școala Angasă, nu știu cum se numește. Pentru asta ne avem încheiat un contract de prestări servicii cu o firmă autorizată care execută asta. Anumite cheltuieli care nu pot fi clar încadrate. Nu știu cum mai participă elevi la competiții școlare, sportive, care nu sunt clar delimitate unor capitole bugetare. Tot de aici, de exemplu, plătim diverse parteneriate, diverse contracte de finanțare. Și mai avem, de exemplu, o rectificare, ca să vă dau exemplu, cam ce plătim. O rectificare, un contract de finanțare pe care se numește direct cu Comisia Europeană, pe fondul primar, da. Pentru un loc de joacă, un parc, nu un loc de joacă, și de tracțiuni ceva, un parc o soi. Adică niște contracte care nu sunt foarte clar specificate ca fiind moduri europene, sau de pori un act de acțiune. Da. Voi veni și eu într-o completare, pentru că a spus, am semnat un contract zilele trecute cu Comisia Europeană pe Rom. Dacă știți, această comisie a mai finanțat cu 4.000 de euro la credința nouă înființate, acele plasme, proiector, ecran. Venit la vizita în teren, la recepția celor produse pe care le-am cumpărat la credință, le-am întrebat dacă mai au vreo axă de finanțare pe parcursul acestui an. Au spus că în timpul verii probabil va deschide o nouă axă, așa au și făcut. Și am scris din nou cu ajutorul doamnei Mădălina Armeanu cererea de finanțare, nu a trebuit să cerem cuiva să ne scrie să mai și plătim. Am scris o cerere de finanțare, am fost cu dumnealor în parcul Osoi atunci când au venit în vizită la Măinești, am găsit 4 copii romi în leagănele din parcul Osoi, ceea ce le-a plăcut foarte mult, au filmat acest lucru și au zis că orice proiect pe acest parc stă în picioare. Și astăzi, pe lângă acel parteneriat cu Consiliul Județean pe care l-am aprobat acum o lună, privind suma de 50.000 de lei pentru dotarea cu ceva montaje pentru biciclete, ați văzut că acolo cu ajutorul unor utilaje am mai făcut două platforme. Pe acea platformă va veni acest dispozitiv pentru biciclete. Și un sistem de fitness, de tracțiune, este acel proiect finanțat de Comisia Europeană pe Rom, plus și o cofinanțare de la noi de 1.000 de euro. În total costă 6.000 de euro. Trecând la cealaltă problemă vis-a-vis de curte, la momentul de față nu s-a încheiat finanțarea pe proiectele care au fost deja depuse și sunt astăzi în lucru. Și am mai spus atunci că în cazul în care vom primi banii de pe pandemie, din acea sumă va fi alocată și pe legea 82 pentru finanțarea curtelor. Cum până la această oră n-am primit niciun ban, cum până la această oră n-au fost încheiate proiectele, nu pot da curs acelei discuții de la acea vreme.
Da, mulțumesc, domnule primar. Mai am o singură întrebare. Cu toții putem observa că au fost efectuate niște cheltuieli pe acest festival Teatru Sub Lună. Având în vedere că activitatea se aprobă astăzi, în hotărâre de Consiliul Local, din ce surse sunt aceste cheltuieli? Proiectul dumneavoastră pe 63.000 de lei. Noi plătim astăzi 8.000 de lei din care nu s-a cheltuit nimic. Am înțeles. Un alt aspect care vreau să precizez la acest buget local este faptul că stăm cam prost dacă comparăm cheltuielile de funcționare cu cheltuielile de dezvoltare. Ideal ar fi fost ca aceste cheltuieli de dezvoltare să fie mai mari decât cheltuielile de funcționare. În schimb, cheltuielile de funcționare sunt de 45.885.000 lei, în timp ce cele de dezvoltare sunt de numai 34.875.04 lei, o diferență în plus la funcționare de 11.010.082 lei. Și pot eu să vă spun aici, dacă respectăm, am litera în legea finanțelor 273.2006, de la primul buget, deci nu vorbim de rectificări, vorbim de constituirea bugetului. Acolo spune așa, se acordă, se alocă, cheltuielile pentru funcționare integrat, dacă mai rămân bani, să mai acoperi și cheltuieli de dezvoltare. Dacă nu, funcționarea este prioritară. Știu. Zic eu, bugetul nostru este un studiu de echilibrat, cu 45, cu 35, suntem un pic... Deci, în 2017 eram la 13% la dezvoltare. Deci, suntem cu 30% bugetul de dezvoltare, din total, eu, personal, care lucrez cu cifre de atâția ani și cu buget, consider că este un buget cât de cât echilibrat între secțiuni. V-am zis, prevederea legală exact asta spune. Funcționarea se asigură, adică asigurăm salarii, bunuri și servicii reprezentând iluminatul, mătura stradală, ce vă mai spuneam eu, da? Cheltuielile cu asigurările și asistența socială, creditele bancare, dobânzile bancare, astea sunt prioritare. Chiar dacă apărea că investițiile ar trebui asigurate întâi, dar potrivit legii, noi întâi potrivim bugetului funcționare. De asta, dacă ați observat, mai venim la rectificare și mai punem câte ceva pentru trimestrul 4, că nu mergem chiar cu cheltuielile funcționare 100%, că altfel dezvoltarea ar fi mai avariată de la primul buget, să zic așa. Și încercăm să găsim un echilibru, pentru că știm din istoricul altor ani, oricum mai există o rectificare de buget de stat, ca să mai bine din măsuri de executare, din diversia, încasăm mai bine cu parcursul anului și atunci, după 30 iunie, încercăm și noi și venim cu o rectificare pozitivă de dezvoltare, care a văzut totuși a existat și crescut din diverse surse, ca mai atras, un contract de finanțare nou semnat la George Enescu, un semnat de Pilării, luna trecută am mai fost un contract semnat pe DAS. Adică eu zic că cheltuielile de dezvoltare sunt destul de substanțiale în totalul cheltuielilor bugetului local. Dar niciodată nu se poate fi egale cheltuielile de funcționare cu cele de dezvoltare. În primul rând, în bugetul de funcționare există salarii pe asistență socială, deci avem asistenți personali care sunt undeva la 5 milioane de lei pe an. Adică dacă dăm tot din acel 45 de milioane salariile asistenților personali, care ei fac parte din buget. Vă gândiți că totuși cu acest buget de funcționare nu ai putut covare prea mult sub bunii. Da, mulțumesc. Noi încercăm mereu să creștem în cel de dezvoltare. Dar cel de funcționare e cam ăsta e. Mulțumesc. Haideți să știți, dacă nu spune la vă, cine este de mult. În Godila, Tatine, și Păiți, Bucatul, și Potopen, Tatine. Proiectul de hotărâre numărul 5, Comisia Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări? Discuții? Spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul de hotărâre numărul 10 voturi pentru. Proiectul de hotărâre numărul 6. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz
domnule președinte. Aș dori să-mi justific votul împotrivă. Vă rog să afișați raportul de aprobare la proiectul de hotărâre din cauză. Mai puțin. Raportul de aprobare. Uitați-ne, uitați că ați depășit. Uitați ce spune acolo la alineatul 5, da? Spune că trecerea, cităm de acolo, da? Trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunurilor imobile se face prin hotărârea Consiliului Local, conform mai sus la articolul 296 alinea 2 din codul administrativ. Este eroare materială, vă rog să studiați articolul 296 alinea 2 să vedeți ce prevede. Nici vorbă de așa ceva. Dați vă rog la referatul de specialitate. Tot la alineatul 5, așa, spune că aceeași activitate, da, trecerea din domeniul public, mai dați o secundă. Trecerea din domeniul public în cel privat, da, spune că se face potrivit articolul 362 alinea 2 din codul administrativ. Deci, contrar ce spune în raportul de activitate, dar nici 362 alinea 2 nu prevede lucrul acesta. Vă rog să studiați codul administrativ. Vă spun eu, această reglementare este prevăzută în articolul 361 alinea 2 din codul administrativ. Mergem mai departe, dați vă rog la hotărârea ce urmează ca noi să o aprobăm. Mergeți la proiectul de hotărâre sus. Uitați la punctul 3 ce spune. Se aprobă abrogarea poziției numărul 348 în anexa numărul 7 la hotărârea Guvernului României numărul 1347 pe 2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului României. Stimați colegi, domnule primar, doamna secretar general, dacă dumneavoastră puteți să-mi arătați o lege din România care dă dreptul Consiliului Local să aprobe modificarea unei hotărâri de guvern, vă rog să-mi spuneți, eu nu știu de așa ceva. Deci un Consiliu Local poate să aprobe abrogarea poziției numărul 348 în anexa 7. Procedura este următoarea. Inventarele bunurilor care trec în domeniul se menționa mai sus. Se înaintează Consiliul Județean, care le înaintează Secretariatului General al Guvernului pentru atestare. Deci Consiliul Local nu poate să aprobe așa ceva, domnule. Asta este o inepție juridică. Iar la punctul 1 se aprobă declararea cercetării interesului public local asupra imobilului compus din. Stimați colegi, legea spune foarte clar, când trecem un teren public sau un imobil din domeniul public în cel privat, trebuie un studiu de oportunitate care să justifice foarte clar de ce acel imobil nu mai poate fi folosit, nu mai poate fi de uz public și trebuie trecut în domeniul privat. Și dacă se deschide o afacere, spune tot în lege, se prezintă un plan de afacere. Deci, din punctul meu de vedere, acest proiect de hotărâre nu poate fi aprobat în această formă, deși eu sunt de acord că acolo trebuie făcut o investiție. Dar din punct de vedere juridic, are mari probleme acest proiect de hotărâre și eu zic să replanificăm pe o altă dată, la ședința următoare, după ce remediem aceste inerții juridice care sunt consemnate în document. Mulțumesc! Ca să ajung la hotărârea de guvern și înaintarea la Consiliul Județean, trebuie să ai hotărârea de Consiliul Consiliului. Dar nu asta. Ba da, e declararea cercetării interesului public. Asta hotărăște Consiliul Local acum, iar trecerea din domeniul public în domeniul privat sunt de concretizat în hotărârea de guvern pe demersuri. Dar nu spune nicăieri că trebuie să așteptăm să apară hotărârea de guvern ca să poți face procedura.
Dar n-am spus treaba asta, deci, domnule. Deci, inițiez procedura, dar își urmează cursul ceea ce ți-ai propus și la proiectele de finanțare europeană și la cele locale și la... Domnul primar, conform legii, Consiliul Local are dreptul de a dispune în legătură cu bunurile sale din domeniul public sau privat. Este exact prevederea legală. În schimb, eu mă refeream la cele erori materiale din raportul de aprobare de referatul de specialitate și mă refer la punctul 3, care noi nu avem competența materială să abrogăm o hotărâre de guvern. Asta trebuie înțeles. Trebuie radiată această frază, acest articol. Consiliul Local nu aprobă abrogări parțiale sau totale unei hotărâri de guvern. Ce naiba, doar nu trebuie să fii juridică. Se cer la vorba despre propunerea de abrogarea poziției. Scrie așa ceva? Nu scrie așa ceva. O să dau compartimentului juridic, biroului juridic, așa cum ați văzut, raportul de specialitate este întocmit către biroul juridic, să revizuiască temeiul legal. Da. O să spun aprobări și mă revizuia cu amendamente. Da, am de discuții? Dacă nu spune la vot cu acest amendament, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 18 de vot, pentru și un împotrivă. O abține. Așa, o abține. 16 de vot, pentru și un abține și un împotrivă. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discutim? Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Deci vă repot și pe voturi pentru și o abținere. Proiect de hotărâre numărul 8. Comisia de hotărâre. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Economic? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Juridic? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discutim? Dacă nu spunem la vot, cine este de acolo? Împotrivă? Abținere? Și proiectul 4. Votat cu 19 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 9. Comisia de urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Economic? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Juridic? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții? Dacă nu spunem la tot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul votat cu 19 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 10. Comisia de urbanism? Același aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Juridic? Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abține. Discutim? Doar o singură observație de care să fac la acest proiect de hotărâre. Sunt 4 locuințe libere care au fost puse la dispoziția celor interesați. Au fost repartizate 3. Nu se mai precizează în documente ce se întâmplă cu a patra locuință. Pot să vă răspund la această întrebare? Da, și nu m-am oprit. Da. Sunt la proiect, sunt anexate declarațiile de refuz, dar nu sunt anexate cererile prin care persoanele respective solicită să li se repartizeze o locuință. Este un dosar. Este un dosar întreg, iar cererile sunt în listele de repartiție, care se aprobă în fiecare an, în hotărâre de Consiliul Local. Da, pe viitor să faceți vorbire în referatul de specialitate. O să ținem cont de aceasta și oricum aceste locuințe nu au fost acceptate de nici cu unii dintre solicitanțe de preț. Am văzut. Dar o locuință liberă. Toți așteaptă finalizarea locurilor de la... Am văzut. Da. Dar dacă mâine vine o solicitare, la ședința următoare va fi și aceea, ca și până să se îngoadă. Dacă știți că cineva care nu are locuință să încadrează, să fie măsuri până ce. Alte discuții? Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Abține? Împotrivă? Să-i cam 19 voturi pentru.
Proiect de hotărâre mă urmăște. Comisie de urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi. Economic. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Juridic. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții. Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Abține, împotrivă. Ești proiect dacă a votat 91 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 12. Comisie de urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Economic. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru și abține. Discuții. Dacă nu suntem la vot, cine este pentru? Împotrivă. Abține. 18 voturi pentru și abține. Proiect de hotărâre numărul 13. Comisia de urbanism. Același aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții. Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă. Abține. Proiect de hotărâre cu 19 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 14. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții. Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Abținere împotrivă. Proiect de hotărâre numărul 15. Proiect de hotărâre numărul 15. Aici trebuie să trecem la proiectul de vot. Pe proiectul de vot, să zicem, da sau nu. Abținere împotrivă, da sau nu. Abținere de comisie de validare a votului, nu poate să zicem. Da. Da, este formată la timp. Vreau în încercare de ședinte, cu dacă este secretar, Martina Gheorghe membru, Pascaline Linia Alexandru membru și Tatiana Cătălin Ionuț membru. Ca să dă proiectul de vot. Nu vreau să da. Da. Sala din spate, aveți posibilitatea, unde se află și urmă, vă rog comisia de validare să meargă la urmă. Împotrivă, abține, mi-a preiectat protocolul
Eu am o intervenție. Așa cum spunea și domnul consilier, astăzi se primește un an de la alegerile locale, de anul trecut, din septembrie. Un an, zic eu, destul de bun, comparativ cu anii trecuți, pentru că continuăm proiectele începute în mandatele trecute, și cele de viceprimar, și cele de primar pe care le-am avut. Am început un consiliu local nou care a înțeles că trebuie să aibă continuitate ceea ce am inițiat în mandatul trecut și iată astăzi o multitudine de proiecte, unul din ele chiar astăzi semnat aici, valoarea lui fiind de 5-6,1 milioane de euro. Am văzut intervenția domnului consilier Margine pe lângă câteva, să le spun, critici sau constructive uneori, și o felicitare, ceea ce înseamnă că apreciază ceea ce facem și dumnealui, cred că și dumneavoastră în asentimentul dumnealui. Întotdeauna se poate și mai bine, ne străduim să atingem această formă de mai bine, dar zic eu că atât prin contribuția dumneavoastră a celor care votați aceste proiecte de hotărâre inițiate și dacă într-un an de zile n-am avut niciun proiect respins, asta înseamnă că au fost proiecte viabile și proiecte pentru dezvoltarea municipiului Moinești. Așa cum vă apreciez pe dumneavoastră, să apreciez și colectivul primăriei municipiului Moinești, aparatul de lucru al primarului, pentru că fără de ei nu aș putea implementa sau duce la îndeplinirea acestei hotărâri, dar și implementa proiectele pe care astăzi le avem și nu puține la număr. Cum menționam și la întâlnirea pe care am avut-o mai devreme, municipiul Moinești are peste 40 de milioane de euro atrași numai de la Uniunea Europeană. Bineînțeles că acești bani nu sunt în misteria primăriei, nu sunt cheltuiți în totalitate, sunt în proiecte în derulare. E mare lucru pentru municipiul Moinești să ai un proiect de un proces de dezvoltare atât de mare privitor la atragerea fondurilor europene. Dacă facem o comparație cu localitățile din județul Bacău, nu cred că există la această oră o localitate să aibă o astfel de sumă. Vă spuneam că este implicarea aparatului de lucru, atât a celor de la proiecte, de la investiții, de la proceduri, de fapt a tuturor care sunt implicați, chiar și de la urbanism, doamna secretar general și ceilalți director economic, viceprimar, care fiecare are atribuțiile lui. Aș vrea să fac câteva mențiuni privitor la aceste proiecte, că nu sunt puține și sunt și vizibile. Un lucru important pe care vreau să-l menționez este faptul că de câte ori avem vizitat unor persoane care vin în interes de serviciu, care vin la evenimentele municipiului Moinești sau în alte împrejurări, am primit felicitări pentru curățenia din oraș. Nu este o laudă a noastră celor din primărie, eu spun că este o realitate, că în comparație cu alte localități, putem spune că avem un oraș curat. Mai înainte era discuția și de sume alocate pe acest capitol. Cea mai mare factură de la SOMA a depășit 1.140.000 de lei. Ca să ții un oraș curat 140.000 de lei, eu zic că nu este exagerată această sumă și trebuie să amintesc aici și contribuția noastră a serviciilor de domeniu public, a Direcției de Utilități Publice, a Serviciului Energetic, pentru care realizează și ei activități de curățenie, de întreținere, de iluminat public. Deci toate sunt legate. Chiar dacă avem externalizat acest serviciu, să știți că și cu cei de la ajutor social avem activități de curățenie, avem activități de formatări a traiilor, de curățenie a celor care fac mizerie și nu înțeleg nici acum că ne vrem un oraș curat, vrem ca praiele să fie curate, pădurile, mergem, găsim, identificăm deșeuri aruncate în locuri care sunt interzise de persoane care nu ne așteptăm uneori. Am montat camere de luat vedere într-o locație pe Lucătoia, a tăiat copacul și a luat camera de luat vedere. Îl vom prinde într-o zi, pentru că am pus două camere în acel loc acum. Una păzește locația și una păzește camera. Poate de Dumnezeu să vină să mai tai o dată. Am montat camere pe Dr. Bagazar, am montat camera la Carotaj, am montat camera la intersecția pe Bradului. Am găsit persoane neașteptate, cunoscute nou, dumneavoastră, care cu roaba, cu mașina, au desfăcat. Au fost sancționate, mergeți pe acele locații să vedeți în momentul de față, rare ori se întâmplă să mai depoziteze cineva. Revenind la proiectele în derulare, lucruri importante am realizat zilele trecute prin inaugurarea, a începutul anului școlar, inaugurarea școlii George Enescu, un proiect de 1.500.000
jumătate de euro, un proiect care l-am finalizat, copiii învață acum în condiții optime, așa cum ne dorim în secolul 21. Urmează, am avut recepția la școala Ștefan Luchian. De altfel, pe 4 octombrie vă invit, vom organiza și acolo o sfințire, un ceremonial pentru apuntarea și finalizarea acestei lucrări, 2 milioane de euro, prin Planul Național de Dezvoltare Locală 2. Urmează recepția zilele următoare la școala Alexandru Sever, 1 milion de euro și acolo, după cum știți, un cost suplimentare de 1.200.000 de ron, pentru că nu ne ajungeau banii datorită firmelor care au lucrat acolo, firma care a intrat în insolvență și n-a finalizat lucrarea. Uitați, s-a prelungit aproape un an și ceva, dar astăzi suntem la punctul de a realiza recepția și la acea școală. Am recepționat grădinița din parcul, din fostul parc Cenegri, mutându-o din creșă, spunându-vă mai devreme că am amenajat și creșă și am ajurat numărul copiilor la creșă, beneficiatul la cuncă 50. Liceul Grigore Covălcescu, un proiect de 3 milioane de euro prin axa de finanțare pe anvelopări, clădiri publice, se apropie undeva de 40-50% lucrările, sunt 7 clădiri, probabil în grafic și va termina și acolo. Pot spune că instituțiile de învățământ din municipiul Moinești chiar corespund. Dar ca să nu rămână în urmă două școli, să știți că acum se lucrează la SP-ul de la școala Tristan Țara și de la liceul Covălcescu. Școala Tristan Țara va fi depusă pe o axă la Ministerul Mediului, tot la fel ca anvelopări, clădiri publice, pentru că materialele care au fost folosite cu anii 90 nu corespund cerințelor de azi, iar liceul Spirul Maret se va deschide axa de finanțare tot pe bord pentru anvelopare clădiri publice, așa cum este cea de la, cum a fost cea de la școala George Enescu și cea de la liceul Covălcescu. Deci, odată cu cele două școli, chiar toate vor fi de ultimă generație, să spun așa. În paralel am venit cu acele terenuri de sport, 6 terenuri de sport, care toate sunt amenajate cu gazon artificial, cu tartan, din ele cel este chiar unicat în județ, terenul de la școala Ștefan Luchian. Vă spuneam de fondul de mediu. Pe lângă școală, am depus anul trecut un proiect de 1 milion de lei pentru montarea 750 de lămpi. De luni a început montarea acestor lămpi în toată zona de sud a orașului, respectiv de la RAF cu toate cartierele, Lunga, Păsie, Șangani, plus cartierul Micleasca și ceva din Albotești, din strada Atelierilor până în dreptul Dipetei. Toate lămpile vor fi cu LED, cu telegestiune, reducerea consumului de energie va fi undeva la 40% mai puțin pe această zonă. Am făcut demersul întotdeauna la Compania Națională de Investiții. Iată astăzi un contract semnat pentru realizarea unei piețe bazar. Nu a dat ordinul de începere Compania Națională de Investiții, este stabilit deja constructorul, a judecat licitația, dar datorită ordonanței de urgență care a apărut de modificare a valorii prețurilor, nu a dat ordinul de începere. Urmează către curând să primească acest ordin, dar în același timp se desfășoară o licitație. Deja sunt 5 oferte, s-a ajuns la evaluarea financiară pentru bazinul didactic de not pe fostul sediului Ștran. Și acolo, cu siguranță, vor începe lucrările în curând. Acolo este un pachet de proiectare pe execuție. Va dura un pic adaptarea proiectului standard de la CNI cu terenul nostru de la Ștran. Cele două proiecte importante pe care le menționam astăzi, care le-am început încă din 2016-2017, pe realizarea acelui studiu de trafic și plan de mobilitate, pe care dacă nu le-am fi avut, n-am fi fost astăzi în postura să semnăm un contract și peste o lună și ceva să semnăm de al doilea, pentru că erau piese la dosar, am avut această informație, le-am analizat și, cum spunea și domnul Asandei, suntem singurul oraș care a trecut pe acest tip de proiect. Așadar, vom fi un oraș atipic, zic eu, din punctul ăsta de vedere, pentru că vom fi și un exemplu de bune practici pentru cei care vor veni în etapa a doua de finanțare din 2021-2027, unde vă spuneam că suntem parte cu un proiect de 14 milioane de euro, cu un contract semnat deja de 1.900.000 pentru SF, dar și proiect tehnic. Această licitație va începe undeva în luna noiembrie și sperăm să parcurgem pași și să continuăm aceste proiecte de mobilitate. N-am stat degeaba în acest an la capitolul parcări, asfaltări, ați văzut drumul județean cu sprijinul Consiliului Județean
am reușit să asfaltăm acest capăt de drum de 860 de metri de la Ropetrol până la stadion. Am reușit să reparăm străzile Avântului, străzile Luminii, strada Osoiu și o parte din Libertății. Și un capăt important, acel capăt de pe Aicuza, de la Cos până la intrarea în orașul Comănești. Bineînțeles că mai strâng străzi de asfaltate, a apărut PNI-ul, Plan Național de Investiții Angel Saligny, deja lucrăm la cele 5 poduri, dar și la un pachet de străzi care va veni în completare de la anul pentru acele să ne facem podurile de azi și unde vor începe și lucrările prin infrastructură de apă și canalizare. Suntem deja în pragul licitației la nivel de Consiliu Județean, 14 milioane de euro alocate municipiului Măinești pentru reabilitare rețele apă-canalizare, cât și extinderea acestor rețele. La spital vorbeam de educație și sănătate, un lucru foarte important. Se va finaliza acel parteneriat, acel proiect cu Compania Națională de Investiții de extindere a UPU. S-a realizat un parteneriat cu spitalul acea parcare din față, care ați văzut-o cu toții, și este deja în evaluare clădirea pe bloc maternă infantil cu teleport pe ea. Zilele trecute, când am făcut o invitație din nou ministrului dezvoltării la evenimentul zilele medicale ale spitalului municipal, așa cum a fost înțelegerea de la vizita dumnealui în Moinești, nu a putut veni pentru că erau mobilizați la București datorită faptului că cei de la USR și-au dat demisia și dumnealui a primit și portofoliul de ministru la sănătate, dar mi-a transmis că să depunem cât mai curând documentele necesare pentru realizarea celor două investiții, secția sanatorială balneară și acest bloc maternă-infantil. E mare lucru ca ministru să vorbească despre proiectele noastre ale municipiului Măinești atunci când avem o discuție. Vă spuneam de parcări, în afară de cea din față, am mai realizat parcarea din fața bisericii anul trecut de la spital, acea parcare mare cu tot cu blocurile de pe strada Zorilor, parcarea de la intrarea pe Schele, acum lucrăm la o parcare în zona Ion Creangă, Căminul de Zi și Căi de Acces. Am finanțat școlile și școala 1 Ștefan Luchian și școala George Enescu să, dacă am terminat lucrările la clădiri, să avem și o curte, așa cum ne dorim și ați văzut la școala George Enescu, cum vă spuneam, Ștefan Luchian, acele alei. Am finalizat și clădirea ACR, unde am mutat întreaga echipă de la domeniul public, domeniul privat, ajutor social în acea locație și am descongestionat tot ceea ce însemna aici în centrul orașului, în curtea primăriei. Și iată, astăzi toți salariații primăriei parchează în curte, iar parcarea din fața primăriei este destinată celor care vin pentru a lua vize, pentru a-și ridica un document de la primărie sau chiar să-și plătească datoriile către bugetul local. Ar mai fi și altele de menționat, proiectul pe strategia de dezvoltare a zonelor urbane defavorizate, a intrat și aceasta într-un curs manager, doamna secretar general aici lângă mine și vă spun că sunt multe neconcordanțe privind personalul de acolo, activitățile pe care intervenim să le facem, pe lângă faptul că această clădire este în reparație, ar trebui să mutăm direcția de asistență socială de acolo, tot în sediul ACR. Astăzi am fost cu delegații de la Casa de Pensii și de la AJOFM și cei de acolo vor fi mutați în corpul bibliotecii de intrările laterale, unde astăzi este poliția locală, va funcționa Casa de Pensii, unde era acel centru multifuncțional de la bibliotecă, l-am mutat la etaj și va funcționa AJOFM-ul. Trebuie să dăm liber frontului de lucru de la Direcția de Asistență Socială. Mai sunt proiecte pe care le inițiem pentru axa de finanțare 2021-2027, dar eu spun că, iată, după un an de mandat, avem cu ce veni în fața dumneavoastră, în fața măineștenilor, să le arătăm că ne merităm locul pe care ne l-au atribuit prin votul pe care l-au exprimat și să continuăm ceea ce am început și să inițiem proiecte noi. Vă mulțumesc tuturor pentru implicare, succes în continuare, Doamne ajută! Mai vedeți pe ecran o invitație, luni 4 octombrie la 10.30. Știți că printr-un parteneriat tripartit, stația de salvare Moinești, Habitat, Bacău, de fapt că aici este o substație,
Habitat for Humanity și Primăria Moinești au inițiat un proiect și au construit un sediu nou pentru cei care lucrează la ambulanță. Nu este finalizat 100% pentru cât mai sunt de executat lucrări în curte, dar clădirea este gata și am zis că în luni la 10.30 să avem acolo o întâlnire. Cine dintre dumneavoastră dorește poate participa. Un alt lucru pe care vreau să-l realizăm luni, în jurul orei 12-12.30, o comunica fiecăruia, este inaugurarea școlii Ștefan Lucian, pentru că pe data de 5 este ziua educatorului. Am ținut să punctăm și această școală cu porți deschise. Dacă Dumnezeu știu, se întâmplă nimic cu creșterea coeficientului de infectare, ne vom întâlni și la această școală. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt și alte lucruri diverse. Aș vrea să punctez ceea ce a spus domnul primar și să felicit domnul primar și primar și a toți cei care au contribuit la buna desfășurare a activităților de zi de orașului. Toți locuitorii și ceilalți cu care m-am întâlnit și colegii ai mei din Bacău și din alte localități au urmărit activitățile și în special cele sportive, cele dedicate profesorilor pensionari, activitățile sportive desfășurate cu pe terenurile de sport, care sunt toate noi, după cum știți, și de asemenea seara de duminică, care a fost deosebită. Apoi, toate activitățile care s-au desfășurat în continuare și se desfășoară, vedeți că sunt de un nivel foarte înalt de exigență, din partea celor responsabili pentru ca locuitorii orașului să aibă tot timpul ceva nou. Ar vrea în încheiere să vă doresc multă sănătate, spor în activitatea noastră și a dumneavoastră de zi cu zi și în activitatele de desfășurate în cadrul Consiliului Local. Mulțumesc! Da. Alte discuții? Amin. Declarăm închisă ședința.